În episodul de azi vom explora influența alimentației asupra sănătății rinichilor. Cu toții știm cât de important este să avem grijă de aceste organe vitale pentru a avea o viață sănătoasă și plină de energie. Astfel, în acest video, voi dezvălui secretele nutriției pentru cei care suferă de boala cronică de rinic BCR sau CKD, Chronic Kidney Disease, și vom explora alimentele care pot ajuta sau, dimpotrivă, alimentele care pot afecta sănătatea rinichilor. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu de YouTube, locul în care veți putea afla o mulțime de lucruri care vă pot îmbunătăți sănătatea. De aceea, abonați-vă pentru a primi postări noi în viitor și lăsați comentarii cu problemele de sănătate pe care vreți să le abordez în episoade viitoare. Rinichii dețin o importanță vitală în asigurarea supraviețuirii și funcționării optime a întregului organism. Ei lucrează non-stop, fără repaus, și filtrează aproximativ 190 de litri de sânge pe zi și ajută la eliminarea aproximativ 2 litri de reziduri și apă. Fără rinic, toate toxinele și acizii s-ar acumula în sistemul circulator și în sistemul limfatic și ar otrăvi întreg organismul, cauzând afecțiuni ale țesuturilor. Rinichii sunt cei care produc diferiți hormoni precum vitamina D3. Apropo, pentru cei care nu știu, vitamina D3 este de fapt un hormon și tot rinichii produc și eritropoietin. Cei care suferă de boli cronice ale rinichilor adesea au eritropoietină în lista de medicamente prescrise de medic. Aceasta stimulează sinteza globulelor roșii și ajută la menținerea unui nivel bun de oxigen. În contrast cu ficatul, care prezintă o capacitate rapidă de regenerare, rinichii manifestă o regenerare caracterizată printr-un proces lent și dificil. Acest lucru constituie rațiunea pentru care dobândirea cunoștințelor referitoare la funcționarea rinichilor și identificarea alimentelor ce pot influența negativ activitatea lor devin de o importanță crucială. Astfel, ne putem asigura că ne protejăm rinichii în cea mai eficientă manieră posibilă. În sfera problemelor renale se întrevede o diversitate amplă de afecțiuni, necesitând o abordare specifică în funcție de tipologia bolii diagnosticate. Fiecare tip de afecțiune renală solicită o strategie particularizată pentru a furniza suportul corespunzător în menținerea sănătății renale. Rinichii au rolul de a curăța fluidele din corp și de a menține o bună balanță a substanțelor precum sodiu, potasiu, fosfor și nitrogen. Odată ce rinichii nu mai pot filtra corespunzător aceste elemente, pot apărea numeroase probleme de sănătate. Bolile renale pot să apară din diverse motive, iar în primul rând aș menționa hipertensiunea arterială și diabetul. O altă problemă comună ar fi infecțiile renale, care adesea pot fi cauzate de infecții urinare sau pietre la rinic sau o imunitate scăzută. Multe dintre aceste infecții pot cauza glomerulonefrite, caracterizate prin inflamații ale filtrelor din rinic numite glomeruli. De asemenea, rinichii pot fi afectați prin simpla utilizare a medicamentelor pe care le putem procura fără prescripție, precum aspirină, acetaminofen, medicamente pentru dureri de cap, febră și unele medicamente antiinflamatoare. Rinichii sunt foarte bine vascularizați și conțin vase microcapilare. Afecțiunea microvaselor poate duce la boli cronice ale rinichilor. Haideți să vedem ce ar putea afecta aceste microvase. În primul rând, hipertensiunea arterială și diabetul de tip 2. Zahărul și rezistența la insulină sunt dușmanii numărul 1 al rinichilor și acestea sunt responsabile în cea mai mare măsură de apariția bolilor cronice renale. Atât zahărul, cât și fructoza, glucoza și sucroza, cât și rezistența la insulină afectează aceste microcapilare din rinic și nefroni. Fiecare rinic are aproximativ 500.000 de astfel de nefroni, care au rolul de a recupera elementele necesare și esențiale vieții și de a elimina elementele toxice. Menținerea unei greutăți adecvate reprezintă un alt pas important pentru sănătatea rinichilor. Obezitatea crește întotdeauna riscul de diabet și de hipertensiune arterială, care ulterior pot să ducă la boli cronice renale. Aminteam că hipertensiunea arterială este una dintre cele trei cauze principale care duc la boli renale. Însă să nu uităm că hipertensiunea arterială apare cel mai adesea datorită zahărului și rezistenței la insulină. De asemenea, fumatul crește semnificativ cantitatea de toxine în sânge și pune presiune asupra rinichilor, ceea ce în timp poate duce la boli renale. O altă cauză a bolilor renale este hidratarea slabă sau deshidratarea repetată. Băuturi precum cola, care conțin o cantitate mare de fosfor, de asemenea supun rinichii la un efort și nu sunt deloc recomandate, în special pentru cei care suferă de probleme renale. Cantitățile mari de proteină, de asemenea, pot afecta ireversibil rinichii.
este important să fim atenți la câte grame de proteine consumăm zilnic. În anul 2020, în Statele Unite, s-au înregistrat 770.000 de cazuri de insuficiență renală cronică terminală, iar la nivel mondial, 5.400.000 de cazuri într-un singur an. Totuși, în Statele Unite, această boală afectează de 3,5 ori mai multe persoane decât media în restul țărilor lumii. Iar acest lucru nu este întâmplător, deoarece apariția acestor boli este strâns legată de dieta alimentară. România, de asemenea, se confruntă cu o creștere a procentajului de persoane care suferă de insuficiență renală în ultimii 10 ani, în special din cauza alimentației și a faptului că oamenii își permit să cumpere din ce în ce mai multe produse alimentare în comparație cu anii precedenți. Pietrele la rinic, de asemenea, pot cauza diverse infecții și afecțiuni renale. Deși mulți specialiști afirmă că odată ce oamenii dezvoltă boala cronică a rinichilor, nu ar mai trebui să consume apă decât în moderație și de asemenea să elimine proteinele, potasiul, sodiul, nitrogenul și fosforul din dietă pentru a nu afecta mai rău rinichii. Vreau să spun că aceasta este o concluzie incorrectă și pripită, deoarece atât aceste minerale cât și proteinele sunt esențiale pentru funcționarea întregului organism, iar eliminarea lor poate cauza dezechilibre semnificative în sănătate. Atât un rinic sănătos cât și un rinic bolnav, ambii au nevoie de toate aceste minerale și proteine pentru a repara leziunile renale. Haideți să vedem împreună ce simptome putem să avem atunci când suferim de boala cronică a rinichilor. În primul rând, senzații intense de mâncărime sau piele uscată, necesitatea de a urina mult mai des, oboseală și stări de letargie, formarea de spumă în urină datorită prezenței proteinelor din urină, umflarea picioarelor cauzată de retenția de lichide. Și acum să vedem cum putem evalua eventualele disfuncții renale. Într-o primă etapă este necesar să consultăm medicul de familie și să solicităm un test de măsurare a ratei de filtrare glomerulară, GFR. Dacă rezultatul acestui test arată un eGFR, o rată estimată a filtrării glomerulare, cu o valoare egală sau mai mare de 90 de mililitri pe minut, aceasta indică o funcționare corespunzătoare a rinichilor. Cu toate acestea, în cazul în care rata de filtrare variază între 89 de mililitri pe minut și 15 mililitri pe minut, acest lucru constituie o indicație evidentă a unei afecțiuni renale. Persoanele cu un eGFR mai mic sau egal cu 15 mililitri pe minut vor necesita dializă. Pentru cei care doresc să evite astfel de probleme grave ale rinichilor, ar trebui să adopte o dietă ketogenică și să facă exerciții fizice în mod regulat. În continuare voi vorbi despre cei care deja suferă de boala cronică de rinic, cunoscută ca și chronic kidney disease în limba engleză, deoarece numai aici, în Statele Unite, aproximativ 15% din populație suferă de această boală, adică aproximativ 40 de milioane de oameni doar în Statele Unite. Haideți să vedem care ar fi o dietă potrivită pentru cei care suferă de boala cronică a rinichilor. Cei care au un eGFR între 60 și 89 se consideră stadiul 2. Acești oameni vor beneficia dacă vor face zilnic mai mult exercițiu fizic, spre deosebire de convingerea eronată că ar trebui să se odihnească mai mult din cauza afecțiunii pe care o au. Exercițiile fizice cresc imunitatea, ajutând la reducerea riscului de infecții renale repetate. De asemenea, o dietă redusă în carbohidrați și bogată în grăsimi, precum dieta ketogenică, ar fi o dietă benefică. Se recomandă eliminarea consumului de zahăr și al alimentelor care conțin zahăr, fructoză, sucroză și carbohidrați în general. Consumul de salate verzi, varză, conopidă și brocoli este recomandat. La cei cu stadiul 2, proteinele vor fi consumate cu moderație, preferabil din surse vegetariene, pentru a nu supra-solicita rinichii cu cantități mari de proteină. La cei cu un eGFR între 30 și 59, stadiul 3, și 15 și 29, stadiul 4, se va recomanda monitorizarea consumului de sodiu și ar trebui să fie sub 2 grame pe zi. Consumul de proteine ar trebui de asemenea să fie limitat la aproximativ 50-55 de grame pe zi, iar potasiul nu va fi limitat decât la pacienții la care eGFR-ul scade sub 45, caz în care consumul de potasiu ar trebui limitat la 3 grame pe zi. În stadiul 4, când eGFR are valori între 15 și 29, consumul de potasiu ar trebui redus sub 2 grame pe zi.
și asta include totalitatea alimentelor consumate în acea zi. În general, alegerea alimentelor potrivite pentru persoanele care suferă de o boală cronică a rinichilor este esențială pentru menținerea sănătății renale și pentru gestionarea afecțiunii. Alimentele cu conținut scăzut de fosfor, potasiu și sodiu sunt în general recomandate în aceste cazuri pentru a menține echilibrul mineral și pentru a reduce sarcina asupra rinichilor. Ouăle sunt indicate în cazul celor care suferă de afecțiuni renale cu precădere albușul, dar pot fi consumate și în întregime în cantități moderate. De exemplu, 100 de grame de ou ar fi echivalentul a aproximativ 2 ouă, conțin în jur de 210 mg de fosfor, 300 mg de potasiu, 300 mg de sodiu și 12 grame de proteină. Deși excesul de proteină este contraindicat în cazul bolilor renale cronice, este important ca persoanele care suferă de aceste boli să consume proteine în cantități moderate, dar de calitate. Sursele de proteină de înaltă calitate includ ouăle, în special cele provenite de la păsări care trăiesc în curte sau pe pășunat, în locuri cu acces la lumină naturală, și carnea de pește, în special somonul și tonul, care este indicat să fie sălbatic, nu de crescătorie, de asemenea carnea de vită de la animale crescute pe pășuni și carnea de curcan și pui provenind din surse bio-organice sunt de asemenea recomandate. Trebuie să fiți atenți la consumul de alimente precum avocado, kale, frunze de sfeclă, deoarece acestea conțin cantități semnificative de potasiu. Ridichile, castraveții, ardeii sunt de asemenea opțiuni recomandate pentru cei care suferă de probleme renale. Ardeii sunt bogați în vitamina C naturală, în vitamina B6 și în fibre. Variantele roșii de ardei conțin antioxidanți care îmbunătățesc circulația sanguină și metabolismul și conțin licopen, un antioxidant puternic cu rol în protejarea rinichilor și prevenirea insuficienței renale. În ceea ce privește suplimentele, se recomandă vitaminele B, C, D3, acizii grași omega-3, precum și vitamina K. Uleiul de măsline extra virgin presat la rece este benefic pentru cei cu afecțiuni renale, datorită proprietăților sale antiinflamatorii și proprietății de a reduce colesterolul. Acidul oleic prezent în uleiul de măsline este un excelent agent antiinflamator. Uleiul de moringa are de asemenea beneficii pentru sănătatea renală, iar cimbrul verde poate sprijini funcția rinichilor. Pepenele roșu, datorită conținutului său ridicat de apă și licopen, care se găsește în ardeii roșii, reprezintă o sursă excelentă de antioxidanți. Ghimbirul este benefic pentru protejarea rinichilor și ar trebui inclus în dietă alături de turmeric. În cazul consumului de turmeric, nu trebuie să uităm să-l asociem cu piper, pentru că substanța numită pepirină din piper facilitează absorbția mai eficientă a curcuminei din turmeric. Haideți acum să vedem ce alimente ar trebui evitate de cei care suferă de boli cronice de rinichi. În primul rând, ar trebui eliminate alimentele bogate în potasiu, precum banane, cartofi, spanac, avocado, roșii, portocale și alte citrice, kiwi, dovleac, pepene galben și prune. De asemenea, ar trebui eliminate alimentele bogate în fosfor, precum lactate, lapte, brânză și iaurt, carne roșie, mai ales carne de porc și fructele de mare. Va trebui evitat consumul în exces al gălbenușilor de ou. De asemenea, alimentele bogate în sodiu trebuie evitate, cum sunt alimente procesate, mezeluri, conserve, alimente congelate, fast food-uri, sosuri și diferite condimente cu conținut ridicat de sodiu. De asemenea, mâncări preambalate. Un alt lucru la care ar trebui să fie atenți ar fi alimentele bogate în proteine, precum carne roșie în exces, produse din carne procesată, precum cârnați, bacon, dar și alune și nuci în cantități mai mari sau leguminoase, precum fasole și linte, ar trebui în moderație consumate. De asemenea, alimentele cu conținut ridicat de zahăr, băuturi îndulcite, sucuri, băuturi răcoritoare, dulciuri procesate, ciocolată, prăjituri sau produse de patiserie cu conținut de zahăr. Ar trebui eliminate băuturile alcoolice și alcoolul în general. Alimentele procesate și fast food-urile trebuie eliminate. Orice alimente procesate care conțin sodiu și grăsimi nesănătoase și alți aditivi ar trebui eliminate.
Suplimentele, de asemenea, care conțin potasiu, fosfor sau calciu în cantități mari, ar trebui eliminate. Sper ca toate aceste informații să ajute pe cât mai mulți. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți încă abonați. De asemenea, puteți să-mi lăsați comentariile dumneavoastră mai jos cu păreri, sugestii și alte metode pe care dumneavoastră le folosiți pentru suportul rinichilor. Cu acestea fiind spuse, vă salut cu respect, vă prețuiesc și vă doresc multă sănătate. Dumnezeu să vă țină sănătoși! Pe curând!